Bună dimineața! Sunt Alberto. Și eu Mihai Barbu. Și vă invităm să urmăriți în fiecare dimineață matinalul Fi Antenă. Speranța și răbdarea sunt adevărate încercări ale iubirii. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sunt Mădălina Mitu și m-am pregătit temeinic și pentru această ediție matinală în care vom face un anunț foarte important pentru cei interesați. Avem campanie de admitere pentru școlile de subofițieri jandarmi, iar pentru această temă de discuție i-am adus în atenția dumneavoastră pe domnul colonel Marius Lungu, șef Serviciul Resurse Umane, și pe domnul George Tacăle, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumim pentru invitație! Cu mare drag, mă bucur tare mult să vă avem astăzi în atenția tuturor telespectatorilor și celor care sunt probabil interesați pentru acest post, pentru acest job, și o să discutăm mai aproape și mai în detaliu despre toate acestea. Însă, înainte de toate, vreau să vă întreb cum ați petrecut ieri de 1 mai. George, ai cuvântul, pentru că pe tine cei de acasă te cunosc mai bine, având în vedere că ai mai fost la noi la emisiune. Domnul Marius Lungu este pentru prima dată la noi în cadrul emisiunii. Ia spune-mi, George. Într-adevăr, a fost un weekend prelungit pentru toată lumea, mai puțin pentru noi. Noi, jandarmii vulceni, sâmbătă am desfășurat această activitate de recrutare și am fost chiar alături de domnul colonel și de alți colegi și de la școala Drăgășani și am împărțit pliante informative tinerilor, am stat de vorbă cu ei și am încercat să le spunem și avantajele meseriei noastre. Dar și dezavantajele, pentru că sunt și dezavantaje sau nu, doar avantaje, beneficii. Pot să zic că, într-adevăr, să zic că în ghilimele sunt și niște dezavantaje, dar mai multe sunt avantajele. Asta s-a întâmplat sâmbătă, pentru că tot ai întrebat de weekend, iar duminică și luni au fost niște zile petrecute în familie, ai de relaxat. În familie, nu, George? Mă bucur tare mult, n-ai plecat la mare. Nu am plecat la mare acolo, într-adevăr, era o opțiune, dar asta este serviciu, primează și... Așa cum bine obișnuiesc majoritatea de 1 mai, pleacă la mare, am văzut foarte mulți prieteni că au plecat la mare ieri de 1 mai, așa că vă lansez și dumneavoastră întrebarea aceasta, după care domnul Marius Lungu o să-mi răspundă și dânsul. Unde ați petrecut dumneavoastră de 1 mai? Cum ați petrecut? Cum v-ați simțit? Ați făcut un grătar? Ce ați mâncat? Ce ați băut? Am să vă citesc și mesajele dumneavoastră, vă așteptăm comentariile pe pagina de Facebook Antena 3 Vâlcea, suntem live și acolo, dar și pe TV. Vă mulțumim din suflet că ne urmăriți în fiecare dimineață și, bineînțeles, dacă aveți întrebări pentru invitații mei din această dimineață, așadar și prin urmare, domnul Marius Lungu, cum ați petrecut dumneavoastră de 1 mai? Cum spunea și colegul George, da, Noi am fost împreună în prima parte a weekendului sâmbătă, am desfășurat activități specifice pe această latură, urmând ca duminică și luni să fim cu totul al familiei, că până la urmă trebuie să îmbinăm și una și alta. Și utilul cu plăcutul. Obligatoriu. Așa este, într-adevăr. Dar n-ați plecat din oraș, domnule? Nu ne-am permis să plecăm din oraș, fiindcă noi am făcut activitate de recrutare pe toată perioada weekendului. Am avut oameni și duminică și luni la serviciu. Domnul colonel Lungu, cum au perceput, eu știu, cei care ați discutat, ați împărțit pliantele acestea pentru recrutare? Cum au fost? Au fost receptivi? Au fost încântați? Cum i-ați perceput pe cei care ați discutat? Sincer vorbind, acum tinerii din ziua de astăzi sunt foarte deschiși către latura asta, de latura militară, către ordine, către disciplină, dar cumva ei au și anumite așteptări. Pe o parte ar veni spre noi, dar întreabă în primul rând de avantaje. Avantaje, iar avantajele care le putem noi prezenta la ora actuală sunt foarte multe. Foarte multe, da? Și încercăm pe cât posibil să le prezentăm și dezavantajele. O să discutăm imediat mai în detaliu în cea de-a doua parte a emisiunii despre avantaje, dezavantaje, criterii de înscriere, de la ce vârstă la ce vârstă sunt apți cei care pot să adopte acest domeniu și își doresc acest domeniu. Imediat, prima dată după ce ascultăm, bineînțeles, pentru cei de acasă sunt interesați
de rubricile specifice matinalului, și anume horoscopul și meteo. În prima parte vom discuta gradele în termometre, dragii mei. În acest moment avem 9 grade, însă maxima zilei în Râmnicu Vâlcea va fi de 21 de grade cu soare pe cer. Haideți să aflăm prognoza pentru tot județul Vâlcea și revenim imediat alături de mine și de invitații mei în direct la matinal. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării vor fi ploi însemnate cantitativ în Banat, Dobrogea, Muntenia, Oltenia. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între 2 și 8 grade Celsius, masivul Cozia între 4 și 11 grade Celsius, Horezu între 9 și 18 grade Celsius, Brezoi între 9 și 20 de grade, Voineasa între 8 și 16 grade, Câineni între 10 și 21 de grade, Băile Govora între 10 și 19 grade, Olănești între 9 și 17 grade, Călimănești între 9 și 19 grade, Drăgășani între 11 și 21 de grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade Celsius. Da, doamnelor și domnilor, se pare că vremea frumoasă continuă și astăzi, așa cum a fost și ieri. Sper să vă bucurați din plin de tot ce este frumos în viața dumneavoastră și de tot ce ne rezervă viața. Aș mai dori să mulțumesc din suflet celor de la Fashion For You pentru că mi-au asigurat ținuta din această dimineață. Îi găsiți pe www.fashionforyou.ro pentru toate doamnele și domnișoarele, ținute versatile pentru toate gusturile și pentru toate evenimentele din viața dumneavoastră. Intrați pe site-ul lor sau pe Facebook, îi găsiți Fashion For You, chiar și pe Instagram, dar și pe TikTok, pe toate rețelele de socializare. Observ că deja începem să primim mesaje de la dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet că sunteți activi, că sunteți matinali, asta înseamnă că sunteți oameni harnici, cei care vă treziți dis de dimineață, de la prima oră și mai cu seamă pentru că ne urmăriți, mă bucur tare mult. Da, doamnelor și domnilor, pentru cei care ați deschis puțin televizoarele mai târziu sau rețelele de socializare, mai exact Facebook, alături de mine este domnul colonel Marius Lungu și purtătorul de cuvânt George Tacăle de la Jandarmeria Vâlcea, unde vom dezbate un subiect foarte important pentru cei interesați, dar și pentru curioși, de ce nu. Pentru tema de discuție astăzi este recrutarea pentru acest domeniu și anume subofițerii jandarmi. Dacă sunteți interesați, imediat o să discutăm toate aceste detalii după cea de-a doua rubrică specifică matinalului și anume horoscop. Dar nu înainte de a-i întreba pe invitații mei, pentru că știu că sunt telespectatori curioși să afle în general invitații ce zodie sunt. Așa că, George, pe tine te-am mai întrebat, însă le readucem aminte celor care n-au urmărit poate acele ediții matinale în care tu ai fost și te întreb din nou ce zodie ești, George. Mădălina, eu sunt în cea mai frumoasă zodie, Vărsător. Wow, ce frumos! Cu bune și cu rele, care sunt bune și care sunt rele, caracteristicile tale, George. Cele prele, să zic așa, poate că noi suntem mai visători un pic și... E frumos să visezi, de ce? E un lucru ne bun. Facem, prea multe așteptări? Da, sau? Și prea multe gânduri din chestii nesemnificative. Exact. Așa este. Și calități? Calități, nu știu, că suntem atenți, suntem iubitori, suntem... Punctuali, așa, perfecționiști? Asta cu punctualitatea, poate și datorită serviciului, nu neapărat... Disciplina, care este primordială, zic eu, în domeniul acesta, nu? Da. Bun, domnul Marius Lungu. Modelina, eu sunt fecioară. Ce mai fecioară. Frumoasă zodie, zic eu. Frumos, frumos vă caracterizați. Calități, defecte, ce considerați dumneavoastră că defecte, aveți? Cred că toată sunt perfecționist și aștept prea multe de la ceilalți. Ok. Și ca și calități, cred că... Mă gândesc în primul la celălalt și pe acela la mine. Ce frumos! Cu această ocazie aș dori să-l salutăm și pe domnul Ceaușescu. Îl salutăm cu mare drag și îi mulțumesc că a făcut posibilă venirea dumneavoastră în cadrul emisiunii și pe domnul Radu. Cu mare drag și respect îi salut și sper că sunt bine. Le transmit multe, multe salutări. Bun, dacă tot am vorbit de horoscop, sunt fel convinsă că și cei de acasă sunt curioși să vedem ce ne rezervă astrele, doamnelor și domnilor, pentru această zi de marți,
O zi de marți în care totdeauna vă doresc cele 3 ceasuri bune și nici de cum cele 3 ceasuri rele. Și spune așa, sfatul astrelor pentru astăzi este să vă concentrați pe dezvoltarea dumneavoastră personală și să vă dedicați timpul și energia pentru a vă îndeplini obiectivele personale. Haideți să aflăm ce ne spune ghicitoarea noastră în stele și în planete pentru fiecare zodie în parte și revenim imediat aici în direct la Matinal alături de mine și de invitații mei. Stați cu noi aproape până la final. Berbec. Astăzi, berbecii stau foarte bine în sfera afacerilor, în special în a lua decizii importante la serviciu. Atenție însă la alimentație, pentru că puteți face excese serioase, vă avertizează astrele. Taur. Este o zi în care taurii au o stare de spirit foarte bună. Veți fi șarmanți, sociabili și veți da dovadă de diplomație în cadrul unor afaceri. Veți negocia o împăcare prin găsirea unei soluții în urma unui conflict. Gemeni. Acești nativi simt nevoia să petreacă timp alături de persoana iubită sau de cei dragi. Aveți nevoie să vă încărcați bateriile, așa că atmosfera celor mai apropiați va reprezenta cea mai bună modalitate. Rac. Nativii Rac au de rezolvat chestiuni pe ultima sută de metri. Nu le amânați, însă țineți cont că trebuie să petreceți timp și cu cei dragi. Leu. Leii se pot îndrăgosti astăzi. Probabilitatea să întâlniți pe cineva care vă atrage în mod special este mai ridicată decât în mod normal. Atenție însă să nu depășiți anumite limite sau să exagerați într-un mod neplăcut, vă avertizează astrele. Fecioară. Familia este sectorul pe care fecioarele se vor axa astăzi. Aveți multe de făcut, dar le veți duce la bun sfârșit pe toate dacă apelați la ordinea și disciplina caracteristică vouă. Balanța. Balanțele excelează la locul de muncă, în relația cu un șef sau un coleg. Chiar și cei mai încăpățânați vă vor asculta și urma în ceea ce faceți. Scorpion. Acești nativi nu pot sta deoparte de cheltuieli. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți o listă cu lucrurile necesare, ca să nu exagerați, mai ales dacă trebuie să cumpărați cadouri. Săgetător. Nativii săgetători trebuie să gestioneze totul cu diplomație la locul de muncă astăzi. Dacă vreți să aveți o zi liniștită, trebuie să fiți răbdători, mai ales în zona profesională. Capricorn. Acești nativi se lasă duși de emoții, iar acest lucru poate avea repercusiuni negative. Soluția este să priviți situațiile dintr-o perspectivă obiectivă și să vă concentrați mai mult pe gândurile bune. Vărsător. Iubirea le face o vizită vărsătorilor. Indiferent de ce auziți, bazați-vă pe instinct și spuneți ceea ce simțiți. S-ar putea să existe o persoană care simte același lucru pentru voi. Pești. Astăzi peștilor le merge la fel de bine în dragoste, în special în raport cu o persoană de peste hotare, pe care abia ați cunoscut-o. Da, doamnelor și domnilor, gata și cu horoscopul, cea de-a doua rubrică specifică matinalului. Vă invit și pe dumneavoastră alături de mine în acest moment să dați o distribuire, fie pe contul dumneavoastră personal, fie pe un grup la matinal, să ne vadă cât mai multă lume, să fie cât mai mulți oameni prezenți în această dimineață, pentru că avem un subiect foarte interesant și anume campania de recrutare pentru școlile de subofițeri, jandarmi. Iar pentru această temă de discuție avem în fața dumneavoastră și în atenție pe domnul colonel Marius Lungu și pe domnul George Tacăle, purtător de cuvânt la Jandarmeria Vâlcea. Da. Bun, George, tu ai mai fost pe la noi, cei de acasă am repetat acest aspect din nou, te cunosc, dar hai să facem o scurtă recapitulare cu cine avem buna plăcere și de când ești tu în acest domeniu al jandarmeriei. Eu sunt colonel ajutant Tacăle George, lucrez în cadrul Jandarmeriei Vâlcea din anul 2009, după ce am absolvit cursurile școlii de subofițeri jandarmi de la Drăgășani. Cât a durat în acea perioadă, George? Atunci cursurile au durat 2 ani, din 2007 până în 2009, cu mențiunea că a fost și practică, cred că 5 sau 6 luni cu totul adunate perioadele. Nu știu acum este un an sau greșesc? Sigur, un an este. Ești mult documentat. Este un avantaj. Temeinic. E mult mai rapid decât în trecut. Este un avantaj acest aspect sau un dezavantaj, George? Cum îl consideri tu? Cumva cred că jandarmeria s-a adaptat și la nevoile tinerilor, pentru că acum totul merge pe repede înainte. Și eu, din punctul meu de vedere, eu cred că este un avantaj pentru ei.
Domnule colonel Marius Lungu, ne puteți spune puțin și despre dumneavoastră, cu cine avem buna plăcere, ca cei de acasă să vă cunoască mai bine? Sigur că da, Madalina. Sunt Lungu Marius. La ora actuală am gradul de colonel, sunt șef serviciului resurse umane, cadrul jandarmeriei Vâlcea. Structura care se ocupă de această latură de admitere. Sunt absolvent al Academiei de Poliție Promoția 1998 și din 98 până astăzi am activat în mai multe unități ale jandarmeriei, plecând de la Gruparea Craiova, a continuat chiar cu școala Drăgășani și, bineînțeles, în cele din urmă m-a tras spre casă și în total am adunat undeva la 25 de ani de carieră militară. Mulți înainte, cu, cum să zic, cu mult succes și cu tot ce vă doriți dumneavoastră de la această carieră. Și vreau să îmi spuneți ce reprezintă pentru dumneavoastră acest domeniu, având un grad de colonel și având în vedere că aveți o activitate și mulți ani în spate. Cum vedeți dumneavoastră acest domeniu și ce reprezintă și a reprezentat, eu știu, în tinerețe pentru dumneavoastră și acum, pentru că ați ajuns la o vârstă în care sunteți mult mai înțelept, zic eu, și mai știți foarte bine acest domeniu, cum vedeți acest aspect? Păi cum ne caracterizează și sintagma care este prezentă peste tot unde apărăm noi? În primul rând, suntem niște apărători ai legii și oameni de arme. Eu zic că principala noastră calitate este ordinea și disciplina. Ordinea și disciplina, nu se poate altfel, nu? Nu se poate altfel. Am înțeles. Vreau să ne spuneți o amintire, nu știu, frumoasă și o amintire mai grea, mai dificilă din acest domeniu, domnul Lungu. Din școală Lungu. Sau din cariera militară? Din tot ce considerați dumneavoastră că vi s-a părut ceva aparte. Păi din școală, eu că aminte că în 94, când am pășit pe porțile Academiei de Poliție, sincer, nu făcusem patru niciodată. Și din prima zi, de fapt din prima dimineață, cei care ne-au coordonat la ora aceea, prima cerință asta a fost. Când intrăm la voi în dormitor, să fie patul făcut și toate lucrurile să fie în dulap. Și era acea regulă să se arunce cu banul și să sară banul? Aia fusese și înainte și deja am prins-o și eu. La ora actuală nu mai există această regulă, dar a rămas ca și o cutumă așa, astfel încât cei care sunt mai tineri și vreau să vină alături de noi, cumva să gândesc la chestia asta. Nu știu cum, de ce este acea regulă, însă eu acasă, deși n-am făcut această școală, îmi place atât de mult capatul să fie drept, adică tot ce pui pe pat să fie drept. Nu neapărat când arunci cu banul să sară, dar am așa plăcerea aceasta de a vedea totul drept și curat, așa. Deci este o chestie, nu știu, din... și n-am făcut. Poate am în sânge acest domeniu, nu știu. Îmi pare rău că poate n-am încercat la timpul potrivit. Acum cred că este prea târziu, domnul Marius Lungu. Cu ce vârste sunt cuprinse înscrierile? De la ce vârstă la ce vârstă? Admiterea la școlile post-liceale se face cu o vârstă de minim 18 ani okay. Și cu o vârstă de maxim 27 de ani. Aici ne referim mai mult la militarii din MAI. Adică această vârstă maximă de 27 de ani nu se aplică și la agenții de poliție. Am înțeles. Dacă tot am vorbit de această perioadă, George, vreau să ne spui tu ce ai mai făcut în această perioadă de când nu ne-am mai văzut. Am văzut că ai lucrat la câteva videoclipuri foarte frumoase. Uite, îmi pare rău că nu ne-ai trimis acel video. A fost cu specific pentru Paști, pentru sărbătorile pascale, nu? Deși oarecum au trecut, poate puteam să-l dăm și astăzi. Da, poate să-l urcăm la anul pe pagina noastră sau chiar în emisiune. Cum a fost? De unde ți-a mai venit inspirație pentru aceste lucruri, George? Madalina, referitor la clip, cred că am putea să-l difuzăm de înălțare. Cumva se... Iar acest clip, dacă mai ții minte, pentru că noi am mai... Colaborat. Acum 2 ani de zile, când ți-am mai trimis eu un clip. Da, așa. De fapt, în fiecare an. Da, de când... Da. A fost o melodie pe care eu mai cântasem la pian, doar că am cântat-o singur acum 2 ani. Acum am vrut să o dezvolt un pic și am fost ajutat de 30 de copii de la școala, de la Liceul de Arte din Râmnicu Vâlcea. Bineînțeles și de un alt preasfințit Varsanu Fie, care ne-a permis să filmăm în Arhiepiscopia Râmnicului. Și zic eu că a ieșit un proiect destul de frumos. Da. Mulțumesc. Extraordinar. A fost greu să-l realizezi sau cât ți-a luat ca timp de muncă, nu știu? Să știi că a fost un pic mai greu decât cele pe care le fac cu ajutorul colegilor, pentru că au fost totuși 30 de copii și cumva situația e un pic mai
mai dificil, în sensul că copiii au fiecare nevoile lor, poate de multe ori nu sunt atenți toți în același timp. Adică acea coordonare a lor, să sincronizare, ca să zic așa. Exact. Una peste alta. Copiii s-au descurcat foarte bine, grație și profesorului lor îndrumător, Robert Pălșu. Cred în trei ore am terminat filmările și un pic peste patru ore mi-a luat pentru editarea lui. Dacă mă întreb pe mine, George, să fiu sinceră, din toată activitatea aceasta pe care tu ai avut-o în filmarea videourilor cu specific, fie pentru jandarmerie, fie pentru sărbători, din punctul meu de vedere, cred că cel mai dificil ce am văzut eu a fost cel cu pianul pe munte. Dacă mă întreb pe mine personal, deci acela mi s-a părut cel mai greu. Restul, nu știu, mai ușoare, ca să zic așa. Într-adevăr, acolo au fost greu etapele până am ajuns să filmăm cât videoclip în sine. Da. Bun, să revenim la tema de discuție pentru subiectul de astăzi. Domnul Lungu, spuneți-ne ce abilități trebuie să întrunească un candidat pentru acest domeniu, pentru acest job? Cred că toată lumea e conștientă că, privită din afară, orice structură de ordine și siguranță publică, fie a poliției, fie a jandarmerie, da? Necesită anumite calități. Noi, în primul rând, vizăm mai multe paliere. În prima oară vizăm un palier de latură a sănătății candidatului. Ne interesează ca viitorii noștri colegi să fie colegi care să fie sănătoși, atât din punct de vedere fizic, cât și cei care au anumite abilități din punct de vedere psihic, fiindcă noi avem și o evaluare psihologică. Noi, în cele din urmă, ne interesează foarte mult ca acești candidați să aibă anumite calități motrice. Este în structură de ordine și siguranță publică și cumva oamenii se așteaptă de la noi să arătăm bine și fizic. Așa și nu cele din urmă, da? Este necesar să avem și anumite abilități din punct de vedere al cunoștințelor generale. Fie ele atât pe latură de gramatică, fie ele atât pe latură de limbă străină și nu cele din urmă pe latură de Constituție. Ca și școală, ca și studii, care este minimum, maximum de, nu știu, facultate, liceu? Candidații noștri trebuie să fie absolvenți de liceu. Deci candidații de liceu, obligatoriu, care au și diplomă de bacalaureat. Am înțeles. Nu ne-ar deranja să fie și absolvenți de studii superioare, dar cumva trebuie să ne duce până la vârsta de 27 de ani. Aici voiam să ajung. Deci, de la vârsta, pentru cei de acasă și cei interesați, de la vârsta de 18 ani până la 27 de ani. Am înțeles. Maximum. Maximum. La ce vârstă se pot pensiona? Pentru că mulți se întreabă la ce vârstă se pot pensiona. Să știți că aici este o discuție foarte sensibilă. Prevederile legale, la ora actuală, la mai multe categorii de personal, cum ar fi și cei de Jandarmeria Română, prevăd că ne putem pensiona cumva în funcție de cât am muncit. Adică, să vă dau un exemplu. Normal, dacă am muncit în condiții normale, numai de birou, noi ar trebui să stăm la serviciu până la 60 de ani. Ok, am înțeles. Dar colegii noștri care lucrează în condiții deosebite, în general, cei care vedem pe stradă mascați, cei care vedem la misiunile specifice, cei care vedem în structurile de pază, prin anumite algoritme calculate, pot să iasă la pensie și undeva de la vârsta de 48 de ani, 49 de ani. Am înțeles. Dar aceștia trebuie să aibă minim 26 de ani de carieră militară în spate. Deci activitatea face diferența, ca să activitatea zic așa. Face diferența. Care sunt structurile, domnul Lungu, pentru jandarmerii? Știm că sunt mai multe. Sunt foarte multe structuri. Cele văzute de oameni se pare că două mari și late, dar noi avem foarte multe structuri. Care sunt acestea? În primul rând, structura de comandament a unității. Aici avem, bineînțeles, comanda unității, formată dintr-un inspector șef și doi ajunți. După aceea avem structuri care sunt în subordinea mijlocită a inspectorului șef, cum ar fi inclusiv structura de resurse umane, structura de financiar, structura de psihologic. Și mai avem alte structuri de comandament, atât împărțite pe laturile de suport, adică cele care ne sprijină din spate misiunile, cum ar zice noi logistica, și avem și structuri operative, structuri care coordonează pe cei din stradă. În cele din urmă, după aceea, avem structurile din subunități. Și aici sunt cei care îi vedem zi de zi cu toții pe stradă, atât pe ordine publică, cât și pe latură de pază.
Iar acum se fac înscrieri pentru care structuri, domnule? Pentru toate structurile se fac înscrieri. Pentru toate structurile. Fiindcă această școală face o pregătire generală. Pregătire astfel încât, la sfârșitul celui un an de zile, acela va fi un absolvent de școală militară cu gradul de sergent major. Okay. El poate, din prima funcție, să meargă către o structură de comandament sau către o structură de ordine siguranță publică. Etapele de pregătire din momentul în care se înscriu, care sunt acestea? Etapele de pregătire pe momentul în care se înscriu sunt două marșilate. Este o etapă teoretică care se desfășoară mai mult în școală și o latură practică care se desfășoară printr-un stagiu de practică în cadrul unităților operative ale Jandarmeriei Române, inclusiv la Râmnicu Vâlcea. Câteva exemple ce ar trebui să facă sau asta ține, este doar... Nu, că nu. Sunt lucruri care sunt la vedere. Sunt la vedere? Da. Pe tipul stagiului de practică, un elev al școlilor militare ale Jandarmeriei Române, și aici ne referim la cei de la post liceale, desfășoară activitățile care le desfășoară și un subofițer de pe stradă. Adică, cumva, el stă lângă un coleg de-al lui mai mare și încearcă să fure din meseria acestuia. Foarte interesant. Deci peste tot se fură meseria, peste domnul Lungu. Peste tot se fură meseria. Am înțeles. Criteriile, deci să, în primul rând să fie un absolvent de o școală. Obligatoriu, absolvent de liceu. Ok. Care ar mai fi criteriile? Sunt mai multe criterii. Ne interesează să fie cetățean fizic. Român. Ok. Obligatoriu cetățean okay. român. Limita de înălțime nu mai există. Am înțeles. Fiindcă criteriile care erau în anii anteriori au fost considerate cum puțin discriminatorii și atunci sistemul și chiar Ministerul Afacerilor Interne a încercat să lase la liber această partajare pe latura de înălțime sau de greutate, fiindcă au fost ani în care era și greutatea. Okay. Deci ne interesează să nu avem antecedente penale, ne interesează tineri care sunt un comportament adecvat. Aici este foarte importantă media la purtare în cei 4 ani de liceu. Da. Trebuie să fie o medie aritmetică de minim nota 9. Am înțeles. Și bineînțeles ce vă spuneam și înainte, mă interesează să fie apt psihic și apt din punct de vedere clinic. Am înțeles. Vreau să ne spuneți care sunt cele mai dificile momente din cariera de jandarm. Să știți că dificile pot să fie multe momente, dar unele sunt critice și de regulă, părerea mea, criticile sunt momentele când în fața ta stau unele rude ale tale, și cumva tu ești pus între a apăra statul și a te certa cu cei care îi cunoști. Am înțeles. Atunci este o situație puțin atipică și cumva conflictuală în mintea ta. Da. Dar noi încercăm pe cât posibil să îi facem să înțeleagă pe cei din fața noastră că nu suntem puși acolo să îi certăm sau să îi bruscăm sau să îi constrângem. Suntem acolo ca să ne, cumva să apărăm ordinea și siguranța publică prin care am depus un jurăm și avem un angajament față de statul român. Într-adevăr, așa este și cred că, din punctul meu de vedere, mai sunt dificile și acele momente în care știu că acționați și dumneavoastră alături de pompieri la salvarea de vieți sau, eu știu, scandaluri foarte mari. Aveți și acea structură de antitero, dacă nu sigur, mă înșel. Da. Deci, cam acestea ar fi dificile, din punctul meu de vedere. Vreau să ne spuneți acum beneficiile și avantaje și dezavantaje pentru cei care își doresc, ca să știe cu bune și cu rele la ce se înhamă, ca să zic așa, mai pe românește. Eu, din perspectiva mea și din experiența care am acumulat-o, consider că ne adresăm de regulă la oamenii din pătura socială scăzută. În sensul că aceste instituții militare au rămas printre singurile care cumva chiar transpun în realitate acel dictum prin care educația este gratuită. Școlile militare de spovițeri, jandarmi, dar și școlile pentru ofițeri, Academia de Poliție ne referim aici, cumva să știți că asigură cazare, asigură echipare, asigură și mâncare și nu cel din urmă o soldă lunară. Foarte deci pe intervalul celui un an de zile, un tânăr care are a trecut prin viață și știe greutățile vieții, n-ar avea nevoie de bani de acasă, astfel că la absolvire acest an să nu-l considere ca o povară financiară pentru părinți.
Este un aspect foarte important, ceea ce ați precizat, domnul Lungu, și anume că mulți am observat că își doresc stabilitatea aceasta, atât financiară, cât și din punct de vedere al unui domeniu. În momentul când termini o facultate, ți este foarte dificil să-ți găsești un job la privat. În momentul când tu ai terminat o școală de doar un an de zile, așa cum este acum, și ai un job stabil, ai un salariu stabil și fix, o carte de muncă, și multe, multe alte beneficii pe lângă acest aspect, eu zic că, clar, fără doar și poate, așa cum a spus și George, sunt mai multe avantaje decât dezavantaje. Cred că dezavantajele sunt pentru cei care nu au o viață disciplinată și atunci este o povară să fii un om ordonat, disciplinat, un om care să își vadă de treaba și de părticica lui și de ce are, de ceea ce are de făcut, atunci cred că este mai dificil și este mult mai greu. Din punctul meu de vedere. Așa este. Bun. Vreau să ne spuneți pe partea aceasta financiară, dacă salarii și beneficii, se pot spune salariile de la început sau asta este diferit sau nu avem voie să discutăm despre acest subiect? Nu putem discuta despre acest subiect, problema e că nu putem folosi cifre. Am înțeles. Dar putem începe de la cât, la cât se poate exact ajunge? Am înțeles. Exact. Salariile în acest sistem sunt puțin diferențiate, fiindcă vorbeam înainte de cele două paliere, adică structurile de comandament și structurile de cei din stradă. Cumva, salariul de bază nu este o sumă foarte mare, pleacă undeva de la 3.000 de lei. Am înțeles. Da? Și poate ajunge undeva la 5.000 de lei. Am înțeles. Palierul acesta diferențiat de la 3 la 5 este destul de greu de explicat, fiindcă el depinde de foarte multe lucruri. Clar. Depinde de structura în care lucrezi, depinde de câte servicii desfășurate într-o lună, depinde câte misiuni ai avut într-o lună. Am înțeles. Depinde când ai lucrat ziua sau noaptea. Depinde dacă a fost o situație normală sau a fost o alertare sau a fost o chestie care n-a fost prevăzută. Cumva, eu zic că dacă ar fi să nu-i mințim pe tineri, da, trebuie să gândească că pleacă undeva de la un salariu minim pe un an de zile de 3.000 de lei, dar pot să ajungă undeva la după 3, 4, 5, 6 ani și la un salariu de aproximativ 5.000 de lei cu toate sporurile și indemnizațiile incluse. Am înțeles. Care este efectivul de jandarmi la nivel de județ, domnul Lungu? Să știți că jandarmeria este reprezentativă pe toate județele țării. Județul Vâlcea are un număr de aproximativ 467 de indicatori stat, adică cât ar fi trebuit să fim cu toții, dar deficitul este de aproximativ 33 de indicatori. Deci undeva la 430 de indicatori suntem la ora actuală în beneficiul societății. Pentru ce se fac aceste înscrieri, domnul? Înscrierile se fac fiindcă Ministerul Afacerilor Interne, ca majoritatea structurilor de ordine și siguranță publică, are un deficit foarte, foarte mare. Și aici nu ne referim neapărat la județul Vâlcea, fiindcă există județe deficitare, cum ar fi Bucureștiul, cum ar fi județele mari, unde această latură financiară de care vorbeam înainte nu mai este așa atractivă și cumva acolo tinerii merg spre domeniul privat. Așa este. Fiindcă există mai multe oportunități, iar salariile din acele localități sunt mult mai mari decât din județele mai mici, cum ar fi și Râmnicu, cum ar fi județul Vâlcea. Într-adevăr, așa este, domnul Lungu. De precizat, aproape de final, am primit și foarte multe mesaje, imediat le vom citi. Dar vreau să ne spuneți unde se pot înscrie și care este perioada de înscrieri, domnul Lungu. Înscrierea este pe ultima 100 de metri. Înscrierea se face până pe data de 5 a 5-a 2023, numai online. Da. Pe adresa noastră de mail resurse.umane@jandarmeriavâlcea.ro. Dar pentru mai multe lămuriri și pentru a nu greși, îi sfătuim pe tineri să se prezinte la sediul unității noastre, care se află la ieșirea din oraș spre localitatea Drăgășani, deci adresa noastră e Calea Traia numărul 41, pe dreapta la ieșirea din oraș, unde în fiecare zi, de luni până duminică inclusiv, în intervalul orar 8-16, ori eu, ori unul dintre colegii mei, îi așteptăm cu drag și îi sfătuim astfel încât să nu greșim nici măcar această cerere de înscriere.
Vă mulțumesc din suflet, domnul Lungu. Într-adevăr, așa este. Pentru cei care își doresc o activitate stabilă și un domeniu la care siguranța este importantă, disciplina la fel de importantă, și pentru că a lucra în slujba cetățeanului face cinste acestei frumoase țări. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi în cadrul emisiunii. Iar de final, George, vreau să-mi spui dacă ai ceva planuri de viitor, ce mai urmează să faci pentru videouri, pentru tine. Sunt curioasă, pur și simplu. Da, Madalina, de multe ori nu fac planuri și las totul să vină de la sine și dacă îmi vine o idee, o pun în practică. Încerc să fac să aibă cumva legătură cu jandarmeria, iar un plan mare de viitor ar fi să creez un scurtmetraj în care să participe numai jandarmi, ca și actori. Ce frumos! Ca și ce, nu știu, ce subiect, ce temă te-ai gândit? Am mai multe acum în cap și până nu mă, da, și până nu mă stabilesc către una, prefer să o țin acolo. Reveni cu acea noutate în premieră aici la Matinal, da? Să fie ceva foarte frumos, o să ne scriem cu el la concursul, la festivalul de scurtmetraje. Am gânduri mari cu acest film. Am înțeles. George, dumneavoastră, domnul Lungu, aveți ceva planuri pentru viitor? Păi, planurile mele sunt în continuare în cadrul Jandarmeriei Vâlcea. Îmi doresc ca prin aceste activități să aduce cât mai mulți tineri alături de noi și cumva atât noi ca și structură, dar și ei să progresăm. Doamne ajută! Le doresc mult succes celor care își vor alege acest domeniu și acest job, să se ia viața în piept și să nu le fie teamă, să nu le fie frică. Iar de final am să citesc câteva mesaje primite în această dimineață de la telespectatorii noștri fideli și nu numai. Adrian Monafu ne salută, spune: Hristos a înviat, o zi minunată tuturor. Salutări, Mădălina, îi salut și pe distinși invitați. Mult baftă în tot ceea ce fac. Ce pasiuni au invitații? Le place sportul? George, îți place sportul? Ce îți place să faci în timpul liber? Uite, o întrebare. Mădălina, am eu o vorbă. Pentru că, din păcate, timp liber, cel puțin la mine, e din ce în ce mai puțin. Și cred că cel mai mult îmi place să nu fac nimic câteodată. Îmi place să mă relaxez total, dar îmi place sport, într-adevăr. Am făcut sport la liceu și în școala generală, fotbal, cum făceau toți băieții pe vremea aceea, și alte pasiuni, fotografia și muzica. Știe. Dumneavoastră, domnul Lungu, să-i răspundem telespectatorilor. Sunt un tip care îmi place sportul, urmăresc foarte mult, nu prea am timp să merg la... Care sport vă place mai? Fotbalul, tenisul? Sincer, îmi place și tenisul de câmp și handbalul. Uh-huh. A fost și sunt un împătimit susținător al echipelor de handbal feminin, în general, dar urmăresc și meciul de fotbal. Am înțeles. Bun. Claudiu Sândulescu, bună dimineața. Doamna Maria Ileana, bună dimineața, o zi minunată și mult succes. Daniel Țârlea, bună dimineața, o zi frumoasă, mult succes, Mădălina. Alex Popa, bună dimineața, vă urmăresc cu drag, felicitări. Maria Florina Nicu, bună dimineața și invitațiilor. Ionela Găbrian, bună dimineața, o zi cu liniște sufletească, vă doresc felicitări, Madi, pentru emisiunea frumoasă. Maria Mitu, bună dimineața, salutări invitațiilor, mult succes în continuare, felicitări, Madi, pentru frumoasele emisiuni. Și Georgiana Neculai, bună dimineața, și bineînțeles doamna Mariana Măcarin, care ne urmărește din fața micilor ecrane. Îi mulțumesc din suflet și mulțumesc și lui Laurențiu Popa și Andrei Vătejelu pentru că sunt alături de mine, iar nu în ultimul rând dumneavoastră pentru că ați fost alături de mine. Așa că de final vă invit la Matinal să facem așa o piruetă și să vă alegeți un citat motivațional. Ia să vedem. Să vedem ce vă rezervă karma Matinalului și dumneavoastră. Mai așa. Bun, perfect. Ia să vedem, George, ce spuneți citatul. Iorga, nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem. Deci nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem. Într-adevăr, așa este, frumos citat. Este o doză de optimism în acest citat. Dumneavoastră, domnul Lungu? Ne reprezintă. Pot rezuma în două cuvinte tot ce am învățat despre viață. Merge înainte.
Ce frumos! Așa este, domnul Lungu. Indiferent de ceea ce se întâmplă în viața noastră, doamnelor și domnilor, eu, Mădălina Mitu, vă spun să mergeți înainte cu fruntea ridicată și cu pieptul în față. Pentru că problemele vin, dar așa cum vin și trec. Vă doresc o zi cu zâmbete, cu fericire și pentru cei care vă doriți acest domeniu, nu ezitați să vă înscrieți, mergeți la Jandarmeria Vâlcea pentru mai multe detalii. Încă o dată mii de mulțumiri de voi, George Sestrămâna, și dumneavoastră mult succes, mult succes pe viitor. Mulțumesc. Doamne ajută și dumneavoastră, la revedere, ne vedem și mâine dimineață.